Ralucuța este deja live pe pagina noastră de Facebook Star Matinal, acolo unde vă invităm și pe voi să intrați pentru a ne lăsa un comentariu cu data, locul și ora nașterii. Am zis bine, domnul Remus, da? Comentariu însățit de ceea ce vă interesează să ascultați la sfârșitul emisiunii, că e vorba de dragoste, de iubire, de sănătate. Echipa Star Matinal va desemna și un câștigător și veți intra în legătură directă cu domnul Remus Ionescu pentru horoscopul personalizat. Însă până atunci eu zic să ascultăm și ce ne-au rezervat astrele astăzi. Bună dimineața! Bună dimineața! O zi plăcută, optimism, bună dispoziție, o stare excelentă și în plus finalizări. Contează însă calitatea acestora. Atenție la neatenție. Iată ce anunță astăzi pentru cele 12 zodii. Perbec. Rezolvări pe ultima sută de metri. Materializarea unor promisiuni care vi s-au făcut recent. Se prea poate să luați parte la o mică petrecere pentru o fi aniversarea vreunui coleg sau poate aveți ceva de sărbătorit împreună cu colectivul din care faceți parte. Taur. Șanse bune să obțineți niște câștiguri suplimentare în perioada următoare. Se poate să faceți, prin intermediul unui prieten sau unui colaborator al vostru, o cunoștință ce se va dovedi importantă pentru afacerea voastră sau pentru evoluția profesională. Gemeni. Se poate să căpătați mai multă încredere în voi înșivă sau în abilitățile voastre, odată ce vă lămuriți asupra unei chestiuni importante pentru voi. Veți împărtăși ideea partenerului de viață legată de un drum de plăcere în acest sfârșit de săptămână. Rac. S-ar putea finaliza niște negocieri cu un acord financiar mulțumitor pentru voi. Va trebui însă să verificați toate detaliile. Veți auzi acele cuvinte care vă vor convinge că ați luat cea mai bună hotărâre legată de relația de suflet. Leu, veți trage tare să terminați o activitate, un proiect, ca să vă ușurați munca pentru zilele care urmează. Preocupați cu gândurile și sau cu activitatea voastră, se poate să pierdeți esența unui mesaj important și să realizați acest lucru mai târziu. Fecioară, este greu să rezistați unei rugăminți sau chiar voi considerați că trebuie să vă adaptați programul sau prioritățile astfel încât să nu aibă de suferit echipa sau vreun coleg. Veți descoperi poate niște lucruri care trebuie refăcute, erori de corectat. Balanță. Veți observa poate că aveți un program mai relaxat și veți ști să profitați. Poate acordați mai mult timp copiilor, partenerului de viață, celor apropiați. Oricum, o bună stare sufletească, larghețe și generozitate. Poate găsiți un cadou de efect pentru ființa iubită. Scorpion, luați poate legătura cu cineva care a rămas în suflet și nu vreți să mai fie vreo supărare între voi. Se poate să faceți o cheltuială destul de serioasă pentru casă, însă nu vă pare prea rău câtă vreme înfrumusețează semnificativ locul. Săgetător, ați putea primi acum acea sumă pentru care ați făcut demersuri mai zilele trecute și la care nu era cazul să renunțați. Ați putea găsi timp să faceți o revizie a mașinii dacă aveți de gând să porniți la un drum mai lung în zilele următoare. Capricorn, vă contactează cineva, stabiliți o întâlnire pentru zilele care urmează și poate că vă veți asigura pentru o perioadă un surplus financiar. Pentru elevi, pe lângă bucuria revederii colegilor, se adaugă și satisfacția înțelegerii unor concepte cu grad de dificultate sporit. Vărsător, deși se pare că nu prea sunteți în apele voastre, veți face față cu ușurință oricărei discuții. Puneți la punct cu asociații sau cu colegii strategia pentru perioada următoare. Noutăți importante spre orele serii. Poate sunt chiar acele vești pentru care ați avut emoții în ultimele zile. Pești. Stați pe gânduri. Veți evalua seriozitatea unei propuneri sau unei promisiuni care vi se face acum. Urmează niște zile speciale pentru voi și veți ști să vă bucurați de amintiri și să readuceți în atenția voastră visuri pe care nu ați reușit încă să le îndepliniți. Să avem o zi bună! Mulțumim foarte mult, domnule Remus! Intrăm și pe spynews.ro pentru că în această dimineață domnul Remus Ionescu ne-a pregătit ceva special. Da, este marți, este 13, însă intrați acolo să vedeți ce v-au pregătit astrele într-o zi frumoasă de marți. Nu uitați să ne trimiteți și un comentariu pe pagina noastră de Facebook, Star Matinal, cu ora, locul și data nașterii, iar domnul Remus Ionescu,